Peste 200 de persoane defavorizate din București au primit pachete cu alimente pentru masa de Crăciun și alte daruri, ieri și astăzi, la sediul protopopiatului Sector 3 Capitală. Evenimentul face parte din seria de acțiuni social-filantropice organizate de protopopiat în preajma marilor praznice pentru a aduce bucurie celor pe care sărbătorii ne îi găsesc în lipsuri și nevoi. Acțiunea social-filantropică organizată de protopopiatul Sector 3 Capital s-a desfășurat anul acesta în condiții speciale, fără tradiționalul concert de colinde. Beneficiarii au fost întâmpinați pe rând în sala de festivități a protopopiatului, unde părintele protopop Florin Nectarie Busuioc a îndemnat să se pregătească cum se cuvine pentru marea sărbătoare a nașterii Domnului. La final, toți au plecat la casele lor cu pachete cu alimente și alte daruri pentru masa de Crăciun. Au fost ajutați în special bătrânii cu pensii mici, persoanele fără venituri și familiile sărace cu mai mulți copii. Astăzi am încercat și noi să-i primim la masa noastră, să avem această cinste să vină la masa noastră cei despre care Hristos spune că aceștia sunt unii dintre cei prea mici ai Lui. Și ne-am făcut această cinste ca ei să fie astăzi la masa noastră. Sigur că în chip simbolic, în sensul că noi le-am oferit daruri necesare pentru masa de Crăciun, însă nu puteam să oferim într-un mod impersonal. Sigur că noi n-am mai putut acum să le oferim ca în fiecare an colinde și uh, cele specifice acestei perioade. Însă am vrut să mă întâlnesc cu ei, am vrut să ne vedem un pic, să știu că sunt sănătoși, să știu că, iată, am mai trecut un an în care suntem mai aproape unii de ceilalți. I-am îndemnat de asemenea așa cum facem în fiecare an și mulți dintre ei au reușit să pună în practică, și anume am îndemnat să se spovedească și ei, să meargă la preoții din parohile din care fac parte, să păstreze legătura cu Duhovnicul și să aibă grijă și de hrana cea duhovnicească. Noi le-am oferit, într-adevăr, și hrana aceasta materială, însă e foarte important să avem această nădejde în bucuria întâlnirii cu Hristos și sufletul nostru și El să se primenească în aceste momente. Masa îmbelșugată a darului lui Dumnezeu o primim în primul rând prin Sfânta Dumnezească Împărtășanie, în Sfânta Liturghie. Mai mult decât atât i-am îndemnat ca la sărbătorile mari, cum este cea pe care ne pregătim să o întâmpinăm, nașterea Domnului, să se pregătească că chiar în ziua praznicului să fie și cu sufletul deschis, să primească darul cel mare pe care întreaga omenire îl primește astăzi, și anume fiul Tatălui vine să se nască în peștera din Betlehem, în casa pâinii, și noi să știm că primim pâine pentru suflet, dar și pentru trup. Ca de fiecare dată au beneficiat de darurile oferite de Protopopiat și persoanele aflate în evidența Biroului Social al Protopopiatului Sector 4 Capitală.